Și de asemenea, doamnelor și domnilor, angajații Metrorex amenință cu declanșarea unei greve în București în urma eșecului negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. Contractul anterior a expirat la 1 octombrie, iar discuțiile purtate în luna iulie nu au generat o soluție, iar sindicaliștii acuză conducerea companiei de lipsă de implicare. Cu alte cuvinte, pentru următoarea săptămână aici în Capitală va fi alertă maximă, deoarece... Secretarul General al Sindicatului a anunțat că săptămâna viitoare vor începe proteste legale, inclusiv pichete, mitinguri și greve. Să nu uităm că metroul este principalul mijloc de transport pentru capitală, deservind zilnic aproape o jumătate de milion de oameni.